întrebam dacă de ce n-ați reușit să fiți la Roma. Știu că ați fost, îmi pare rău, eu atunci eram în țară. Deci aveam unele întrebări pentru tine, fiindcă la Roma s-au prezentat numai trei candidați, deci știi că a fost doamna Maia Sandu, Valentina Geamnă și aseară doamna Stella Stângaci. Deci vroiam să te întrebăm, tu candidezi pe circumscripția noastră și doream să știm care a fost tangența ta sau care au fost colaborările tale cu diaspora din Italia, dacă ai avut până acum, fiindcă după cum se știe, după datele statistice, noi suntem cei mai mulți cetățeni a Republicii Moldova, anume în această țară. Eu prima dată când am călătorit cu un shopping tour în 95 la Roma, Latina, Veneția, câștigasem un concurs televizat, am constatat că jumătate din autobuz a rămas acolo, în Italia, a rămas la lucru. Atunci a fost prima mea interacțiune cu gastarbeiterii noștri, am rămas uimit că oamenii își iau lumea în cap și pleacă peste hotare și era explicabil. Atunci chiar o duceam foarte rău în 95. După care am mai stat vreo 2 săptămâni la Roma, tot într-o călătorie de familie am fost și am văzut cum lucrează badantele, am văzut cum trăiesc pe sub poduri unii. Deci cunosc realitățile de la Roma. Ultima dată am fost la Genova, chemat de primărie de acolo să vorbim despre drepturile omului și tot am observat fenomenul. Dar acum internetul face posibilă comunicarea cu oricine, de oriunde și foarte des pe site-ul nostru Curaj TV publicăm dureri, probleme ale oamenilor plecați peste hotare. Chiar azi am publicat mărturia unor moldoveni care au plecat acum 2 săptămâni printr-o firmă de angajare, de recrutare în Spania. Li s-a promis condiții decente de muncă și de lucru și acum au ajuns, iată, să se plângă la Sevilla, la poliție, că erau ținuți ca animalele într-un garaj. Avem așa gen de situații și în Italia, mai ales în sudul Italiei, ultimamente. Altă întrebare ar fi, ce crezi tu despre BRD? Consider că e o structură de stat ineficientă și care se ocupă, ca și televiziunea publică, de fapt, de lustruirea imaginii guvernării. Până acum așa a demonstrat ineficiența. E eficient, poate, pentru guvernările care s-au Nu, succedat în sau poate e general, același plan scuză-mă, ca Republica Moldova idee. în general are nevoie de așa birou sau de așa gen de structură pentru migranți? 1 milion suntem după hotare. Exact, dacă e o treime din toată populația Moldovei peste hotare, poate și un minister e necesar, dar minister care cumva să consulte oamenii cei și să folosească expertiza oamenilor de peste hotare, dar nu să încerce să-i manipuleze și să-i aducă în slujba lor. Și în minister trebuie să fie implicați ex-migranți care au revenit acasă sau să îndemnăm pe unii care au făcut studii aici, care au simțit gustul libertății, deci înțeleg ce înseamnă să dezvolt, să faci unele legi care sunt pentru diaspora, cunosc problemele diasporei, deci eu cam așa văd situația tu. Păi, de la caz la caz, în dependență de disponibilitatea migrantului. Dar uitați-vă și Olga Coptu, nu venea din migrație, nu din Italia, a fost cooptată și a fost președinta BRD. Dar ați văzut că a fost în slujba partidului și a lustruit imaginea partidului, chiar dacă ar fi trebuit să fie solidară cu dumneavoastră, cu cei plecați. Nu vreau să spun nimic la acest subiect, nu le Ok. facem publicitate. Deci, vroiam să întreb, în caz că tu treci, câștigi, da? Am și un cadou pentru tine, o să-l arăt la urmă și o să-l trimit în Republica Moldova. În caz că treci, câștigi, în baza legislației, din câte eu știu personal și am mai aflat zilele astea pe internet, se spune că un deputat o să vină, o să călătorească în diasporă cu banii guvernului, banii publici. Deci tu ești de acord cu așa, deci fiindcă o leafă de deputat nu ar permite. Sau sunt unele structuri internaționale care, prin proiecte, sau persoanele ai prieteni mulți care te-ar accepta acasă, fiindcă poți să vii în diaspora și să dormi la cineva acasă, la prieteni, poți să călătorești cu microbusul, cum călătorim noi, cu autocarul, nu numai decât cu avionul, în așa mod gustați din viața diasporei, din viața migranților, nu? În caz că ești deputat, cum te miști în diaspora, din care sursă? E adevărat și eu spuneam, dacă o să ajung cumva printr-un concurs de împrejurări, șef de fracțiune sau șef de comisie și o să mi se dea mașină la scară cu șofer, o să-i concediez și o să refuz aceste servicii. Nu văd de ce un deputat ar avea nevoie să meargă de la servici la acasă și de acasă la servici, de mașină de servici. Ce altă ocupație, ce Deci îți altă... folosești bicicleta?
Exact, dacă o să plec vreodată, eu știu, totuși ar trebui să țin pulsul, să comunic din când în când cu oamenii de peste hotare, o să merg în condiții cât mai simple, cât mai econome. Dar totuși mi se pare absurd cum într-un continent de 500 de milioane de oameni, dintre care sunt răsferați peste tot un milion de moldoveni, cum să încerci să răzbați? Te duci să vorbești cu 10 oameni la Roma, care e miza? Cât de reprezentativi o să fie cei oameni? Deci mai degrabă o să fac niște conferințe online, ad hoc, imediat când o să am nevoie să-i consult într-o problemă ceva, pe Facebook, că tehnologiile deja ne permit gratuit de la birou să faci chestia asta, decât să iau avionul, să merg cu oamenii, să-i organizez, să adune, să plătesc și chiria selei celia, ca să vorbesc cu 5, cu 10, cu 15 oameni și aceia probabil din cunoștințele mele, cum face Olga Coptoș cu Stella Stângaci. Vreau să te întreb ce idee ai tu despre lobism în general în Republica Moldova, între diaspora și Republica Moldova, dacă există, și la aceasta mă refer și la altă întrebare, deci eu adaug. Ești de acord ca să se formeze un partid a diasporii? Deci din diaspora, cu lideri din diaspora, tu ai dori să faci parte din așa partid, fiindcă deja se mișcă ceva în diaspora, din câte eu știu. Nu cred că e necesară segregarea diasporei, pentru că oricine revine acasă, gata, nu mai este diaspora, e de aici, de acasă. Da? Hai să facem acum și partidul bălțenilor, partidul cahulenilor, partidul transnistrienilor. Mi se pare inutilă chestia asta, dar să implicăm pe oamenii din diaspora și o lege, un cadru normativ care să vizeze această relație, poate ar trebui elaborat. Oleg, avem așa de multe probleme în diaspora, dar pot să spun una care zilele astea am auzit de la câteva persoane. În Republica Moldova se știe că la PIB noi am participat, dar mai ales am procurat unele locuințe în Chișinău, datorită nouă s-a mișcat economia un pic. Sunt multe persoane care au plătit pentru aceste locuințe, dar nu au cheile sau s-au trezit că sunt cinci proprietari la un apartament. În Italia, nu mai să pun un exemplu pe Facebook sau Adnaclasnici și crede-mă, foarte multă lume o să spună că este așa. Deci zilele acestea a chemat o doamnă și plângea că sunt vreo cinci locuitori, alta plângea că a dat deja banii și nu a avut locuința. Deci cine protejează drepturile intereselor acestor persoane? Și aici vin cu întrebarea. De ani de zile când noi mergeam la Congresul Diasporii la Chișinău, am cerut ca pe lângă Consulatul sau Ambasada Republicii Moldova în Italia sau în alte țări să avem un avocat care cunoaște legislația Italiei și legislația Republicii Moldova, care cunoaște ambele limbi, care ne protejează interesele și drepturile, fiindcă probleme avem foarte, foarte multe, începând cu problema divorțurilor, începând cu problema copiilor, care vrem vreo doamne care au rămas fără copii deja aici. Deci un avocat deja avem, pot să fac și numele dumnealui, este domnul Eduard Digore și noi l-am propus odată la un congres. De ce nu ar fi cazul ca dumnealui să vină odată în lună? Persoanele știu că el vine, spre exemplu, da? Dar avem și cinci avocați deja care s-au format aici în Italia, care cunosc limba română, limba rusă, limba italiană, limba engleză. Ei deja activează, deja au câștigat câteva cazuri foarte complicate și persoanele au rămas mulțumite din urma acestor colaborări. Deci noi am cerut tot timpul ca pe lângă ambasadă și nimeni nu ne-a ascultat până acum să avem un avocat, un psiholog, un comercialist, o persoană care se pricepe aici pentru când persoanele fac cauză, nu au fost achitate sau, fiindcă italienii nu ne protejează drepturile noastre, mai ales femeile care sunt badante, cele care stau închis în casă din 24, din 24, nu există un sindicat pentru ele, există numai ACLI, care la Chișinău a devenit PATACLI, s-a deschis un oficiu care se ocupă cu pensia moldovenilor în Italia. Deci noi avem nevoie de acest gen de persoane pe lângă ambasade, consulate, chiar și un mediator intercultural, fiindcă probleme sunt foarte multe, consulatul, ambasada nu reușesc să fac față la toate aceste probleme. Deci pe viitor, dacă tu reușești să ajungi în Parlament, devii deputatul nostru, cum vezi așa o soluționare acestor probleme? Eu vorbesc despre Italia, fiindcă cunosc teritoriul și, crede-mă, cunosc foarte multe cazuri care avem nevoie de așa profiluri pe lângă consulatele noastre. De acord, orice soluție din asta trebuie discutată și, dacă e bună, e viabilă, să fie adoptată. Asta va fi mai degrabă preocuparea partidelor care vor ajunge la guvernare. Eu cel mai probabil o să fiu în opoziție și o să critic, o să analizez critic fiecare propunere din asta, să văd dacă nu cumva e o încercare de spălare de fonduri sau încercare de lobare a intereselor de partid acolo peste hotare, cum a fost GRD-ul până acum. Și deci o să fiu critic, sceptic, dar soluții din astea trebuie să propună partidele care au pretenția să guverneze.
Așa cum ai fost tot timpul. Eu sunt candidat Da. independent și voi Și rămâne și deputat independent. cum planifici să îndeplinești promisiunile electorale în caz în care nu vei avea majoritatea parlamentară? Deci cum ai să faci? Anume asta spuneam, candidând independent, n-am cum să fiu decât deputat independent, nu am de Cineva? gând să mă bag la guvernare, în vreo fracțiune. Și de ce voi rămâne probabil în opoziție sau voi vota doar proiectele bune, expertizate, pe care o să le consider din propria convingere că sunt necesare. Cel mai Ce probabil nu o facem? să fie votate proiectele propuse de mine, de cei care sunt clanuri și cu Când ai să interese de partid. prezinți proiecte de legi, o să aplici, nu o să aplici, o să dorești prima să le discuți cu noi, cu diaspora, pe urmă să le prezinți? Dacă o să vizeze diaspora, evident. Dacă o să fie chestiuni în care eu nu mă pricep, o să consult experți Consulți, da. care s-au manifestat peste hotare și o să țin cont de părerile lor. Că sunt foarte multe chestiuni în care nu mă pricep. Eu, artist, fiind maxim pricepându-mă la drepturile omului, nu o să mă pricep la chestiuni financiare, la, eu știu, la economie, câte, politică externă și tot așa. Și atunci o să consult toată societatea, nu doar că dacă ajungi deputat, nu neapărat reprezinți diaspora, reprezinți toată Sigur, societatea. sigur, sigur. Ce facem cu referendumul? Eu personal. Eu îl boicotez, o să ignor cele două buletine. Deci, altă întrebare este: un chirurg răspunde de viața unei persoane, un profesor de o clasă întreagă. Tu ești pregătit ca să reprezinți o diasporă de cât sunt în Europa. În Italia sunt peste 150 de mii, deci nu știu cât sunt în Europa, în toate aceste țări care cuprinde circumscripția 50. Deci ești pregătit, ești gata? Niciodată nu poți să satisfaci pe toată lumea și cel mai probabil unii vor vota împotriva mea, adică pentru alții candidați și vor fi dezamăgiți de alegerea mea ca deputat, dar o să încerc să apăr interesele oamenilor în general, funcționarea legii, separarea instituțiilor, puterilor de stat și nesubordonarea politică, mai ales a instituțiilor de drept și de control, încât sper să fie mulțumită multă lume că va începe să funcționeze statul de la aceste demersuri ale mele. Ce este patria pentru Oleg Bregă? Care este patria lui Oleg Bregă? E o noțiune abstractă. Eu am de 22 de ani și cetățenie românească și chiar azi m-a sunat cineva, cred că din Rusia, și era Oleaca Ghezmui și mă întreabă, tu ești patriot a cărei țări? A României ori... Și el era atât de hotărât să afle dacă sunt patriotul României sau al Republicii Moldova, că de fapt după aceea mi-a trimis un SMS și a zis că Rusia are cea mai mare armă. Bă, dacă tu ești patriot al Rusiei, de ce-ți pasă mie dacă sunt patriotul Moldovei și al României? Dar eu de fapt nu prea sunt patriot, sunt mai degrabă un cosmopolit, un cetățean al planetei și mi se pare deja învechită și noțiunea și ideea de patriotism. E bine omul să se simte bine oriunde. Și uitați-vă, cei din diaspora sunt venetici în țările unde s-au dus ei. Dar dacă le sunt Da. respectate drepturile, interesele, oamenii preferă să rămână acolo venetici într-o țară străină decât la ei acasă, dacă călcați pe grumaz. Ești pentru a privatiza întreprinderile de stat, fiindcă monopolul, tu știi, că ucide. Fac un exemplu, cum am făcut și la alți candidați. Noi, care am procurat ceva în Republica Moldova sau avem casele părintești, ne trezim uneori că avem de-a face numai cu o agenție, spre exemplu, lumină, sau nu-mi aduc aminte acum, gazul. Nu avem alegere. Deci aici, în Italia, când tu tragi lumina, tu poți să aplici la zeci de companii. Deci este o alegere care te joci, care sunt, care colaborez numai prin internet, sunt care vin și iau datele de pe contator acasă. Deci sunt diferite. Tu ești pentru a privatiza întreprinderile de stat din Republica Moldova? Păi n-au mai rămas prea multe, dar nu sunt pentru privatizarea cu orice preț. Ați văzut că acum în ajuns de alegeri, în condiții foarte obscure, s-a privatizat Tutun CTC, se pregătește privatizarea MOL Telecomului, mai ieri s-a dat în concesiune aeroportul și s-ar părea că s-a dat unor investitori ruși și după aceea a ajuns pe mâna lui Șor. Decât să privatizeze în halul ăsta, mai bine să nu se privatizeze deloc. Din contră, ați auzit, în ajuns de alegerile trecute, s-a naționalizat banca socială sau nu știu care acolo, banca de economii. Acum s-a naționalizat, s-au luat pachetul
de control de către stat la Moldincom Bank. Se pregătește probabil o fraudă. Deci la noi noțiunile toate s-au întors cu fundul în sus și nu mai știi dacă e bine naționalizarea sau e bine privatizarea. Dacă se face cu rea intenție, orice ai face, oamenii au de pierdut. Deci, conform de economiei de piață, statul e prost de gestionar și e bine să se dea pe mâini private. Dar vedem că pe mâini private la fel de multe lucruri proaste se întâmplă. Oleg, dacă îmi permiți o altă întrebare care mă doare. Noi în Italia se știe că suntem majoritatea femei. Deci am aici niște cărți, nu pot să le arăt. În fiecare an ies un dozier statistic o migrație în Italia, unde relatează starea noastră, unde ne aflăm, în care zonă, în care localitate, cât suntem, câte conturi în bancă avem, câți avem la pușcărie și așa mai departe. După datele care le-am luat de la ambasada anul trecut, fiindcă îmi trebuia pentru a scrie teza mea la masterat, am aflat că avem undeva în jur din 2015 la ziua de azi, undeva în jur de peste 400 de persoane decedate. Majoritatea sunt femei, 80% sunt femei, aș putea spune că cu vârstă nu chiar înaintată. Și primul loc este cancerul. Deci am avut ocazia în 2007 să merg la Chișinău, să organizez o conferință cu 16 industrii italiene care pe atunci vreau să vină în țară, dar când am plătit la un jurnal care nu vreau acum să fac numele 1000 de euro pentru un articol, când ni se cerea în orice instanță, intram, ni se cerea computere sau ce ne aduceți, ce ne dați, în 2007, deci tu știi care era situația, din italieni au rămas numai doi care știu că au făcut afaceri acolo. Dar revin la întrebare. Când am mers cu acești italieni pe diferite instanțe în Republica Moldova, eu personal nu știam care este situația, am mers la ecologie, nu țin minte domnul Cancer sau nu țin minte familia unui domn de acolo, am rămas impresionată când ne-a povestit care este situația apelor, că în țară la noi vorbeau cu italienii și spuneau că în Italia când găsești un șifer, da, un lamiant șifer, deci vine poliția, înconjoară tot, se confiscă și există, eu acum am muncit la INEL, există o lege pentru persoanele care au muncit în fabricile cu ardezie, cu șifer, da, li se acordă o pensie, o sumă de bani specială. Fiindcă se știe că este cancerogen, deci cancerigen, da, cancerigen. Azbestul și ardezia. Da, azbestul și ardezia. După asta, când au mers prin sate, fiindcă eu special am organizat cu această delegație să mergem la Ialoveni și la Puhoi, în satul meu de Baștină, când au văzut casele noastre acoperite cu acest produs, s-au astupat nasurile și au spus, voi trăiți în așa condiții, tu ai trăit în așa condiții. După asta, unul din ei a rămas mirat că cimitirile noastre sunt construite în mijlocul satelor și a spus că, cum, Napoleon încă a scos legea că cimitirile trebuie să fie măcar 200 de metri de la o localitate, fiindcă se știe că apele subterane, 7 straturi, nu știu ce mai spuneau ei atunci, trec și noi ne îmbolnăvim. În afară de aceasta, ce au observat ei, fântânile lângă viceurile la persoane care trăiau prin sate. Deci astea au fost niște motive care, când m-am întors înapoi în Italia, am participat la o conferință în ceea ce privește cancerul la femeile din Est Europa, România, Moldova, Ucraina și femeile din America Latină. S-a constatat că aceste femei aduc cancerul în cârcă din motivele care ți le-am zis prima și mai ales că noi am avut Cernobâlul. Înțelegi care este... Și noi când am fost la congrese, unii vreau să ajung, când am fost la congrese, când vineau pe aici, se arăta filat, lupul, ghimpul, toți prin Roma, leancă, noi le spuneam, de ce nu permiteți ca persoanele să construiască, să se deschidă acele fabrici de construcția oalelor, olăritul? Fiindcă material știu că este, fiindcă așa, în așa mod am schimbat șiferul ardezia pe casă, trebuie de făcut o campanie intensă la televizor, cu psihologi, cu medici oncologi, cu fete care sunt bolnave de cancer, avem o grămadă pe Italia, prin spitale, și să aducem la cunoștința persoanelor în așa mod să dezvoltă și o afacere și circulă și banii și schimbăm această mentalitate, fiindcă, zic, în Italia când vezi o bucată de șifer, nu o vezi, dar când o vezi, trebuie să chemi poliția. Și vin oameni mascați. Oleg, oamenii sunt mascați care vin. Înțelegi? Păi da, ca anume ardezie, azbestul ăsta e periculos în stare de pudră, de praf în aer, că atunci se depozitează în plămâni și el de acolo nu mai iese și se duce la cancer. Deci, ce s-ar putea de făcut în țară, fiindcă eu te văd pe circumscripția noastră, da, tu candidezi, dar pe mine mă doare sufletul, îți spun sincer ce e ce se face în țară. Eu nu mă gândesc la noi, noi care am ajuns aici deja de bine de rând stăm un pic mai bine, just. Oricum, suntem în altă țară, de muncă este azi, mâine nu-i, poi mâine găsești. Am fost operată 3 ore aici gratis.
m-au tratat ca pe o principesă, am venit acasă cu pachetul cu medicamente, deci copilul meu a studiat aici, n-am dat odată un ban. Eu mi-am făcut studiile începând cu bacul, licență, două mastere, nu am dat odată un ban. Anții, am studiat gratis și am dus la universitate la noi alți 19 studenți. La duminicani care aparține Vaticanului universitatea privată. Deci noi vrem uneori să revenim acasă, spunem că vrem să revenim acasă, dar dorim unele condiții ca lumea să înțeleagă, care sunt acasă, ne privesc acum, că noi dorim măcar ceva din ceea ce am văzut aici, să fie înlăturat corupția, școala să funcționeze, copiii să nu fie otrăviți cu mâncare. Noi ne plânge sufletul când suntem la distanță și mă întreb ce putem face noi. Noi facem voluntariat, procurăm bunuri din țară, promovăm oamenii, iată am cherșalurile astea, deci aflu că cineva face ceva, dau comandă, cumpăr, ca să ajutăm pe cei care au rămas acasă, dar nu putem noi să-i ajutăm pe toți sau să-i salvăm pe toți. Necesităm de unii politici, de unii candidați, de unii deputați care să reprezinte interesele în primul rând a celor care au rămas acasă și vorbeam prima de ardezie, să fac unele schimbări, fiindcă mor lumea de cancer și prin sate. Deci, mămica mea are de cancer. Se pare că exista o lege care interzicea importul de la o anumită dată de astfel de ardezie și după aceea o altă dată pentru comercializare, dar văd că și acum continuă să comercializeze. Deci, probabil, continuă și importul ilegal, probabil, pe undeva prin Transnistria. Deci, legea există, dar nimeni nu o respectă. Cineva m-a întrebat, eu am spus că într-un direct cu Oleg Vrecă, m-a întrebat să te întreb, nu ai frică să te expui așa de deschis contra acestor bandiți de la putere? Deci, o doamnă, mi-a zis Tania, întreabă. Eu răspund alternativ, odată da, odată nu. Deci am frică sau n-am frică, dar dacă mă exprim înseamnă că mi-am luat frica în mâini și o stăpânesc. La fel și cu emoțiile. Eram odată foarte rușinos, dar dacă mi-am luat rușinea, timiditatea în mâini, o stăpânesc și acum am și debit de verbal și putere de convingere. La fel și cu frica, cu moarte suntem datori. Am fost atacat de atâtea ori, deja am văzut cum e, nu mă mai tem că dacă o să mă mai atace odată. Da, odată să mintim ating te-au închis și noi toți în diaspora să spars vocea, toți urmăream ce se întâmplă cu Brega acasă. Vreau să-ți arăt că aveam un cadou pentru tine, dat faptul că nu ne-am văzut la Roma. O să-l trimit prin rutieră și vreau ca să ajungă. Deci aici înăuntru nu o să desfac, este un clopoțel de ciocolată și un clopoțel în ceramică, așa cum am cadonat și altor persoane cu care am avut de afacere. Deci aceste clopoțele, spuneam și aseară doamnei Stângaci, că foarte multe femei sunt sculate cu așa clopoțele. Deci noi suntem slugi moderni, psihologii, sociologii. Aici în Italia, în cărțile care iese dinspre Badante, dinspre femeile noastre, ne numesc slugi de pasaj, schiavi de pasaje, deci slugi în trecere. Îți dai seama, și foarte multe femei de noastre sunt sculate cu acest clopoțel. Deci dacă e să ajungi la Parlament, acest clopoțel să fie cu tine și să le aduci aminte că ești vocea noastră. Ați pomenit de faptul că sunteți mai mult femei acolo și mi-am adus aminte că recent se vorbea în mass media despre sindromul Badante, femeii deci, în Italia. E o maladie sindrom, mai degrabă psihică decât cancer sau ce ați povestit dumneavoastră. Da, deci, omul se simte suprimat acolo și lipsit de personalitate. Da, deci îți aduc la cunoștință. Dar ăsta e un flagel mondial, probabil. E de la stres, deci această carte poți să o iai 50 de lei în librărie din hall sau librăria centrală. Am făcut teza, deci teza mea am chemat-o Moldovenia, Italia, globalizare, efectele migrației și asociaționismul diasporal. În majoritate am dedicat un capitol întreg acestei teme, deci citind, răscolind mai mult literatură și această boală vine mai mult de la segregarea acestor persoane. Ele sunt deseori depresă. În România, Iași, deci aseară m-am întâlnit cu Stali, Dima Stali, pe masă. Deci m-am întâlnit aseară cu un jurnalist de la RAI care dorește să vină în Republica Moldova, dar eu am spus că nu-i cazul, fiindcă eu nu cunosc situația la Costiujeni. Zic, duceți-vă în România, Iași, sunt foarte multe femei deja internate la spitalul psihiatric din Iași, cu așa zis sindromul Italia. Acest sindrom a fost descoperit în Ucraina în anii 2005, atunci când femeile au revenit acasă după așa zis sanatorie, ceea care le-a pus în regulă, fiindcă femeile noastre, am soră care n-a fost acasă 7 ani, copiii au crescut singuri la Puhoi, am rude care n-au fost acasă 5 ani, 8 ani, deci din motiv că nu eram puși în regulă aici, nu aveam acte ca să plecăm acasă. Și îți dai seama, când tu muncești la fix, știi ce înseamnă? Femeile noastre sunt foarte blânde, foarte bune la suflet și ele merg și muncesc uneori munci foarte grele care sunt și plătite, deci cu Alzheimer, cu Parkinson,
demență senilă, sunt bolnavi cu șizofrenie, handicapați care sunt agresivi, care uneori le păliesc. Și ele sunt libere numai duminica, uleg, când merg la biserică sau duc colete acasă și joia. Deci noi suntem aici în pușcării moderne. Și oricum, pentru astfel de activități este necesare și pregătire profesională specială. Dar da, oamenii care vin de la Temir, ce altă profesie, poate unii cu facultate, cu masterat, în alt domeniu, și ajunge să facă astfel de muncă, da, e stresant, e cumva strivitor. Cam asta este și motivul, Oleg. Deci eu o să fac în mod ca și cartea și clopoțelul, nu te mai du la librărie, noi să ai timp, ca să cunoști situația moldovenilor itare și asociațiilor. Deci asta este opinia mea personală, a fost licența mea care am tradus-o în limba română. Noi îți dorim succes, o să ajungă și clopoțelul și dacă ajunge acolo, să-l sun cât mai tare. Deci, mulțumesc, dacă ajung în funcție să considere mită, nu știu ce valoare are, dar legea cam interzice cadouri mai mari de o anumită sumă, 100-200 okay. Când ne vedem, atunci îmi dai 5 euro. Ok, sau așteptați alegerile și atunci să nu trimiteți celui care ajunge deputat. Ok, Iulie. Eu îți mulțumesc, succes și baftă. Da. Mulțumesc și eu, la revedere. Da, da. Sper că nu se supără ceilalți spectatori sau eventual doritoare de a intra cu mine în dialog, că am vorbit aproape jumătate de oră sau chiar mai mult de jumătate de oră cu doamna Nogailuc. A fost un fel de interviu chiar cu ea. Am văzut că a făcut și cu alți candidați de pe circumscripția noastră și o urmăresc de mult. E foarte activă doamna la Roma și nu doar. Și de ce mi-a părut interesant și necesar să rămân cu dânsa în dialog mai mult timp, mai ales că ați văzut avea întrebările structurate, nu m-a vrăjit foarte mult cu cadou promis, dar pentru că întrebările sunt foarte bune, am vrut să comunic până la capăt.